Duminica, când a fost botezul, când a fost prorocia cu că Domnul vrea să schimbe hainele și că unele sunt mutare, să le facă să piardă, am simțit așa o putere și am avut dorință să mă rog ca Domnul să-mi dea putere să mă schimb și să-mi fiu mai aproape de El și să-L ascult mai mult. Și când am început să mă rog mai mult, Domnul așa mi-a dat o cercetare și după prorocia care a fost, am simțit așa dintr-o dată cum fața mea și ochii mei, așa, parcă ca și cum mi-ar fi turnat cineva cu găleata apă, așa mi-au dat lacrimile. Am izbucnit, așa am plâns și nu puteam să-mi opresc emoția, pentru că simțeam așa de aproape pe Domnul, încât cu simțămintele mele umane nu puteam să rămân, parcă atâta de aproape prezența Domnului. Și prezența aia mi-a dat așa o responsabilitate, încât parcă știam că de acum înainte trebuie să fiu mai aproape de Domnul, să fiu mai, să-L ascult, să-L pun pe primul loc în viața mea. Și chiar de ziua următoare, dimineață, când m-am trezit, așa, primul gând, chiar acolo mi-a mers la Domnul Iisus și să încep cu El ziua. Și zilele care au urmat și fiecare zi de atunci, parcă am așa o, ca și o responsabilitate așa a faptului că am simțit pe Domnul și că El mi-a dat din nou putere ca să merg mai departe și să mă apropie mai mult de El. Mă aproape în fiecare zi și cu mami și în casă aveam în fiecare zi aveam un subiect care deschidea tot despre asta. Și chiar azi ziceam mami că un frate într-un predicotis să facem tot ce am face când e Domnul Iisus cu noi. Dacă vrem să fie prezent tot timpul cu noi, așa să vorbim, așa să ne purtăm, să ne îmbrăcăm, să orice facem. Și parcă iar am simțit așa fiorul prezenței Domnului când am discutat iar de lucrul ăsta. Și intrând aici, acum chiar în rugăciune, parcă am simțit așa o stare mai aproape de Domnul și cred că El vrea să fim așa tot timpul și am așa ca și un sentiment de nevrednicie, că nu suntem așa tot timpul și așa, că nu sunt așa și așa trebuie să fiu. Și de multe ori și în anii trecuți și când încă nu eram căsătorită și în liceu, când eram la grup, am mai simțit de multe ori așa prezența Domnului și parcă cu mintea nu puteam să înțeleg așa cum se poate așa de aproape să fie Domnul prezent. Și mulțumesc Domnului și slăvesc pe Domnul și rog să ne ajute să îl urmăm pe El.